Boom tsuka boom tsuka boom tsuka boom tsuka boom tsuka boom tsuka boom pum pum. Rapid ca un locomotiv, puternic ca un exploziv, întotdeauna obiectiv, detectiv laxativ. Salutare echipa, ce mai faceți? M-ați recunoscut de pe-ați. Sunt eu, detectiv laxativ, prietenul vostru la nevoie. Am venit să vă întind o mână de ajutor. Am observat că e an electoral și tot mai multă e stresată și îmi scrie pe pager: hei, detectiv laxativ, eu merg la piață să cumpăr un kil de căpșuni, dar mă aleg cu o sumcă de minciuni? Vin acasă și mănânc în fața televizorului o pârjoală, dar hapanesc amăgeală? Dacă și ție s-a întâmplat așa ceva, înseamnă că n-ai greșit adresa, ai venit unde trebuie. Astăzi, în cadrul emisiunii Lumina, vom elucida cele mai puturoase cazuri când iată din gură, așa e, dar fața nici măcar nu roșește. Azi analizăm cazul unei doamne misterioasă pe nume Silvia Radu. Silverado. O doamnă cu o susținere nebună din partea populației. Nebună, adică nu chiar bună. 22,3 oameni o susțin pe doamna Silvia Radu, dintre care mulți o fac nu din voia lor. Vreau să vin direct la voi cu o întrebare. Răspundeți mai jos în comentarii. Ce vă deranjează la Silvia Radu? Ce anume nu vă place la ea? Uite, poate nu vă place Meow Meow Kids Kids. Eu vreau să le mulțumesc în mod special angajaților spațiilor verzi, care cred eu au făcut o treabă minunată, creând acest covor din flori. Sau poate nu vă place gav, gav, gâr, gâr? Am să vă dau afară de aici, dacă nu înțelegeți. Я сейчас сяду за руль! А ты вылетишь отсюда! E, dar hai să nu fim răutăcioși. Până răspundeți voi, o să zic eu ce nu-mi place. Mie, de exemplu, tare nu-mi place un covor multicolor. E bun, bineînțeles, covorul, da, dar despre covor eu n-am vrut să vorbesc. Covorul, prin definiție, este de-a pula. Și el nu este de-a pula pentru că Silvia Radu l-a pus. El este de-a pula pentru că multe alte motive. De exemplu, pentru că Silvia Radu enunță greșit bugetul preconizat. Deși inițial Silvia Radu spunea că acest covor compus din viole a costat 1.800.000 de lei, responsabilii de la Spații Verzi au precizat că prețul este de fapt de 1.983.000 de lei, argumentând că primarul s-a cam încurcat în cifre. Pentru că Silvia Radu zice că a fost un agent economic, dar agenția pentru achiziții publice zice că a fost 4 la număr. Pentru că primăria ne spune nouă că în fiecare an cheltuim bani pentru flori și probleme. Doar că uită să ne menționeze că anul trecut s-a cheltuit de 3 ori mai puțin ca anul acesta. Nu și hui s nim, în schimb la 4 televiziuni arată foarte frumos pe ecran. Covorul din flori instalat în scoarul catedralei la indicația primarului interimar al Chișinăului, Silvia Radu, a ajuns și în atenția presei internaționale. Publicația spaniolă El Confidencial a inclus într-un fotoreportaj săptămânal o poză cu o fetiță care admiră florile amplasate în centrul capitalei. Și cireașa de pe torță, cum se spune la noi în North Dakota, crucea de pe mort, Silvia Radu ne anunță pe toți noi că covorul este un dar pentru chișinăuieni. De ce nu? Tu vrei să-mi cumperi un cadou pe banii mei și nici măcar nu te obosești să mă întrebi și-mi doresc eu? Aroganța zașcalivăet, e bat capat. A cui oare o fi semnătura în aceste gesturi? Dar nu covorul, nu hămăitul, nu neonatul sunt problemele principale cu care se confruntă candidatul dependent Silvia Radu. Minciuna care izvorăște din gura dumneiei. E că uitați-vă cum de una Silvia Radu o strochit cu minciună tot studioul de emisii de la ProTV. Mă uit la televiziunile lui Vlad Plahotniuc, da? Văd că agenda dumneavoastră este foarte pozitiv prezentată. Tot ceea ce vreți să faceți și așa, nici cred că dacă ar fi o televiziune a primăriei ar prezenta la fel lucrurile. Lorena, eu vreau să vă zic că, în primul rând, eu chiar nu am timp să privesc televiziunile. Eu să știți că mă uit. Da, bine, da. Vă mulțumesc, cel puțin am un feedback în ceea ce ține, dar cu același lucru am văzut că cel puțin am fost informată de cei care țin de comunicarea primăriei că au fost postate multe știri despre mine, nu întotdeauna negative, chiar pozitive, și la alte televiziuni, inclusiv televiziunea dumneavoastră. Două puncte importante. Silvia Radu spune că există știri negative și știri pozitive despre dumneavoastră. Nehoia. Poate și există la televiziuni de partid asemenea știri, dar față de asemenea televiziuni dumneavoastră sunteți foarte înstrăinată, nu-i așa, doamna Silvia Radu? Nu pot spune că eu influențez sau am careva atribuție cu politica celor care fac aceste reportaje. Și al doilea punct, Silvia Radu zice că n-are timp de televizor. N-are timp de televizor! Ocupate, pănimaiși? Dumneavoastră credeți că eu în ajun de pași mă apuc să fac decizii electorale când trebuie să coacem cozonaci și să vopsim ouăle în roșu? Silvia Radu n-are timp de televizor?
Nicio problemă? În schimb, televizorul are timp de Silvia Radu. Primarul interimar al capitalei declară război funcționarilor corupți. Silvia Radu taie în carne vie la primărie Chișinău. De la începutul lunii aprilie au fost schimbați șefii mai multor subdiviziuni. Socialistul Ion Ceban și actualul primar interimar Silvia Radu sunt principalii favoriți pentru fotoliul de edil al capitalei. Păi și asta cum reiese? Silvia Radu, candidată independentă, are parte de suport gratuit, neanunțat, voluminos, bleați, 4 televiziuni. Eu personal cred că ar trebui măcar un mulțumesc să spui pentru susținere, doamna Silvia. Eu am zis nu o singură dată, sunt o persoană independentă, nu sunt persoana domnului Plohotniuc, nu sunt persoana domnilor Țopa, sunt o persoană independentă, sunt persoana oamenilor, fiindcă oamenii mi-au cerut să particip în acest cuplin. Oameni? Care oameni? Ce candidează independent, dar văd că nimeni nu se interesează de candidatura ei independentă, oricum. Cum o să obțină ea 10.000 de semnături într-o săptămână cât eu mai rămas pentru o înregistrare? În mod sigur, impostoarea o să găsească miile de semnături la mafie. Dragă doamnă manager, candidat independent și pur și simplu mană cerească peste capul nostru cu părul aflat în exod. Dragă doamnă Silvia Radu, Dodon a fost lăsat și ajutat să câștige în 2016. Pe Natale nu numai te ajută, dar și te împing din urmă. Doar că Dodon amu îi fotomodel, dar dumneata când o să crești mare, ce vrei să devii? Primar de capitală sau... Persoana domnului Plohotniuc. Dar lăsați, nu-i pe asta. Cum a spus și prietenul nostru comun, Friedrich Nietzsche, eu nu mă supăr că tu m-ai mințit. Eu mă supăr că de acum încolo eu n-am să te mai pot crede. Ciuacă, tărăvcic. Dragii mei, vă îndemn în continuare să urmărim această mostră de democrație și a plecat din spate care se numește An Electoral în Republica Moldova. Fiți buni și mai trimiteți pe Facebook o noutate, două care îmi scapă. Aruncați un like, un share niciodată nu strică, abonați-vă la canalul de YouTube, apăsați pe clopoțel ca să fiți la curent cu noutățile, iar dacă vă place emisiunea Lumina, vă rog să mă susțineți. Dacă sunteți băiat, puteți să mă susțineți pe patreon.com/fedot. E foarte simplu de înregistrat, alegi contribuția de $1 sau 850.000 pe lună și te bei mie prietna. Dacă ești fată și înțelegi cât de greu să crești o mustață, poți să mă susții direct pe PayPal la adresa emisiunea.lumina@gmail.com. Hei moldoveni, salutare. Am o noutate fierbinte pentru voi. Încă nu ați auzit? Pe 27 mai la Montreal, Andrei Bolocan, prietenul meu de suflet, va susține ultimul spectacol din seria Deja e mai bine live. Grăbește-te să cumperi un bilet. Biletele se vând online pe bază de bani care de pe card care tu ai făcut, care la salariu care acolo tu. Nu rata ocazia să semnezi și tu pentru votul uninominal. Arrivederci, pupicei!